Hannah Whittle Smith, 1832-1911. Secretul binecuvântat. Hannah, fiica unui Quaker din Philadelphia, un bogat fabricant de sticlă, a avut o copilărie fericită în atmosfera unei familii iubitoare. Bine educată și frumoasă, ea s-a căsătorit la vârsta de 19 ani cu Robert Purcell Smith, un tânăr om de afaceri. Familia Smith nu se mulțumea cu uscăciunea spirituală caracteristică doctrinei Quakerilor din secolul al XIX-lea și s-au implicat în activități care favorizau o trezire spirituală. Amândoi au predicat, au scris broșuri și s-au angajat în lucrarea de evangelizare în rândul tuturor categoriilor de oameni. Ei au avut un succes deosebit, nu doar în America, ci și în Anglia. În cele din urmă, familia Smith s-a stabilit în Anglia. Hannah a fost mama a 5 copii, dintre care 2 au murit la o vârstă fragedă. Ceilalți au devenit cetățeni remarcabili al societății, binecunoscuți în profesiile lor. Soțul ei a devenit arogant și instabil din cauza eficienței lui spirituale și succesul său în rândul oamenilor celebri, ajungând în cele din urmă un fanatic religios. A murit plin de amărăciune, dezamăgit și nefericit. Hannah, oricât de dificilă i-a fost viața, a păstrat o atitudine optimistă, plină de voioșie spirituală, de-a lungul întregii ei vieți. Și-a petrecut ultimii ani țintuită în căruciorul cu rotile, locuind împreună cu fiul ei la Sussex, Anglia. Ea a scris mai multe cărți, dar cea mai celebră a fost lucrarea religioasă devenită clasică The Christian Secret of Happy Life. Publicată în 1875, ea se menține încă pe piață. Data aproximativă 1885. Întrebare. Doamnă Smith, ați scris o carte despre fericirea creștinilor. Considerați că cei mai mulți creștini nu sunt fericiți? Hannah Whittle Smith. Eu așa am observat. Această lipsă de bucurie nu îi atrage pe oameni la Domnul nostru. Un prieten mi-a spus odată: voi creștini aveți o religie care pare să vă facă nefericiți. Sunteți ca un om care are dureri de cap. El nu vrea să se descotorosească de cap, dar îl doare dacă îl păstrează.
nu vă puteți aștepta ca cei din afară să caute cu seriozitate ceva ce este atât de evident incomod. Este fericirea creștină un secret? Nu în sensul unui secret pe care îl ascundem în mod deliberat, ci ca un lucru foarte prețios pe care este plăcut să-l găsești. Creștinii își încep adesea viața de credință cu biruință și cu încredere că nu vor fi niciodată înfrânți. Dar nu după mult timp, biruințele devin puține și trecătoare, iar înfrângerile multe și dezastruoase. Din ce cauză se întâmplă aceasta? În parte, din cauza unei concepții greșite despre Dumnezeu. Foarte mulți creștini par să creadă că Tatăl lor din ceruri vrea să-i facă nefericiți și să le ia toate binecuvântările. Mi-e rușine să scriu aceste cuvinte, dar această idee nenorocește sute de vieți. Trebuie să înțelegem corect că mai bună și mai dulce decât sănătatea sau prietenii sau banii sau reputația sau confortul sau prosperitatea este voia plăcută a Dumnezeului nostru. El nu dorește altceva decât binele nostru. Există și alți factori care fac ca viețile creștine să fie nefericite și lipsite de putere? Creștinul de curând convertit posedă probabil o înțelegere clară a unor adevăruri doctrinare, dar nu are viața și puterea lor. El se bucură de cunoașterea lucrurilor descoperite în Scripturi, dar nu și de o înțelegere vie a lucrurilor în sine. El crede în Hristos, vorbește despre Hristos și îi slujește lui Hristos, dar el nu este cunoscut ca însăși viața reală a sufletului, care rămâne în noi pentru totdeauna și care se descoperă în continuu în toată frumusețea lui. Creștinul a găsit pe Iisus ca pe unul care îl mântuiește de superdeaua păcatului, dar nu și de sub puterea păcatului. Aceasta este o descriere care se potrivește celor mai mulți creștini. Cu siguranță că ea nu poate fi experiență biblică normală. Sigur că planul lui Dumnezeu nu a fost ca noi să trăim la un nivel atât de scăzut, dar mulți oameni se mulțumesc cu aceasta și sunt convinși că cel mai bun lucru pe care îl poți aștepta de la o viață creștină este o alternanță între eșec și biruință, într-o oră păcătuind, în următoarea pocăindu-te, apoi luând iarăși totul de la început, doar ca să cazi din nou și să te pocăiești din nou. Oare aceasta a avut în vedere Iisus când și-a dat prețioasa lui viață ca să ne izbăvească din chinuitoarea și cruda noastră robie față de păcat? A asigurat El doar această izbăvire parțială? Suntem noi lăsați să ne zbatem conștienți de înfrângerea și descurajarea noastră? Cu siguranță că nu. Presupun că mulți creștini cred că biruința finală o vor avea numai în cer. Acum ajungem la rădăcina problemei. Trebuie să acceptăm o premisă biblică, că Iisus a venit să ne mântuiască acum, în viața aceasta, de puterea și stăpânirea păcatului și să ne facă mai mult decât biruitor prin puterea Lui. Obține oare Dumnezeu toate biruințele în locul nostru, iar noi nu mai trebuie să facem nimic? Aceasta nu este zugrăvirea fidelă a adevărului lui Dumnezeu. Acest adevăr are doar două aspecte distincte, contrastele, dar nu și contradictorii, partea lui Dumnezeu și partea omului. Fără această înțelegere, se vor crea impresii greșite. Atunci, care este responsabilitatea fiecăruia? Pe scurt, a spune că partea omului este să se încreadă, iar partea lui Dumnezeu este să lucreze. Se poate observa imediat cum anume se echilibrează aceste două părți. Vreau să spun că trebuie realizată o anumită lucrare.
trebuie să fim izbăviți de sub puterea păcatului și să fim făcuți de săvârșiți în orice lucrare bună pentru a face voia lui Dumnezeu. Trebuie să fim transformați prin înnoirea minții noastre. Păcatele obsedante trebuie să fie învinse, obiceiurile rele trebuie biruite, atitudinile și sentimentele greșite trebuie dezrădăcinate. Nu ar trebui să ne ocupăm noi înșine de toate acestea? Aceasta este greșeala. Desigur, cineva trebuie să o facă. Fie că o facem noi, fie că o face altcineva în locul nostru. Cei mai mulți dintre noi am încercat inițial să o facem noi înșine și am falimentat cumplit. Atunci descoperim din Scripturi și din experiența noastră că nu suntem în stare singuri de așa ceva, dar că Domnul Iisus Hristos a venit tocmai cu scopul acesta. El o va face pentru toți cei care se predau totalmente mâinile Lui și se încred în El fără rezerve. Nu va face acest lucru ca viața creștină să devină pasivă? Nu. Noi nu ne așezăm într-un gen de fotoliu religios. Când ne încredem, Domnul lucrează. S-a făcut foarte mult, nu de către noi, ci de către El. După ce ne-am predat total și absolut în mâinile Lui, trebuie să așteptăm ca El să lucreze. Lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi necesită totuși timp. Maturitatea creștină nu poate fi atinsă într-o clipă. Ea este rezultatul lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care, prin puterea Lui energizatoare și transformatoare, ne face să ne maturizăm în Hristos în toate privințele. Atunci ne vom trezi făcând lucruri imposibile. Spuneați că nu ar trebui să facem nimic altceva decât să ne încredem, dar în același timp că vom face lucruri imposibile. Nu este o contradicție aici? Cele două afirmații pot fi reconciliate, așa cum putem reconcilia anumite afirmații privitoare la ferăstrăul din atelierul unui dulgher. La un moment dat, am putea spune că ferăstrăul a tăiat în două îmbuștean. În clipa următoare, putem afirma că dulgherul a făcut acest lucru. Ferăstrăul este instrumentul folosit, puterea care folosește este dulgherul. La fel și noi, supunându-ne pe noi înșine și mădularele noastre lui Dumnezeu, ca instrumente ale dreptății pentru El, constatăm că El realizează în noi după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Atunci putem spune împreună cu Pavel, am lucrat, totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10. Ați numit o astfel de experiență viață superioară. Cine este potrivit pentru ea? De fapt, aceasta este singura viață creștină reală și normală. Mie îmi place să o numesc viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este viața pe care Domnul vrea să o trăiască toți creștinii, dar ea diferă mult de ceea ce vedem noi în experiența creștină obișnuită. Cum poate realiza cineva această viață superioară? Întâi, nu o priviți ca pe o realizare, ci ca pe ceva ce se poate obține. Noi nu putem dobândi. Noi nu putem ajunge până la ea. Noi nu o putem câștiga. Noi nu putem face nimic în afară de a o cere și a o primi. Ea este darul lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Când ceva este dăruit, singurul lucru care rămâne de făcut primitorului este să-l ia și să-i mulțumească dătătorului. Noi nu spunem niciodată despre un dar, uite ce am realizat. Noi ne lăudăm cu dragostea, bogăția și generozitatea dătătorului.
Prin urmare, cui îi acordă Dumnezeu acest dar și cum trebuie noi să-l primim? El îl poate acorda numai celui care este pe deplin consacrat. Prima condiție. A doua, el trebuie primit prin credință. Ce implică consacrarea? Haideți să examinăm motivația pe care o avem. Noi nu ne consacrăm ca să merităm binecuvântarea, ci ca să îndepărtăm dificultățile și să facem posibil ca Dumnezeu să o acorde. Unora le place să folosească cuvântul abandonare. Indiferent ce cuvânt folosim, noi ne referim la o predare totală a întregii noastre ființe lui Dumnezeu, duh, suflet și trup, puse sub controlul lui absolut, astfel încât el să poată face cu noi exact ce dorește. Atitudinea inimii noastre în toate împrejurările și în fiecare acțiune trebuie să fie: facă-se voia ta. Noi renunțăm pe deplin la libertatea noastră de a alege. Trăim o viață de completă ascultare. Dar, vă rog, nu priviți consacrarea ca pe o cerință aspră și dificilă. Dimpotrivă, trebuie să ne consacrăm lui cu bucurie, cu mulțumire, cu entuziasm. Trebuie să intrăm în ceea ce eu numesc aspectul privilegiat al consacrării. Pot să vă asigur, pe baza mărturiei unanime a tuturor celor care au încercat aceasta, că veți constata că este cel mai fericit loc în care ați intrat vreodată până acum. Cum operează credința în această experiență? Ea trebuie să urmeze predarea ca element absolut necesar pentru a primi orice dar. Dar nu am avut noi credință la convertire? Nu este cuprins tot în această credință inițială? Toate acestea sunt, desigur, avute în vedere atât experimental cât și practic. Sub aspect teologic și juridic, fiecare credincios are totul de îndată ce s-a convertit. Dar la modul concret, niciun lucru nu este al lui până nu-l pretinde prin credință. Această credință despre care vorbesc trebuie să fie o credință prezentă. Nici o credință exercitată în viitor nu are practic nicio valoare. Dacă cineva face acești doi pași, consacrare și credință, vor duce ei în mod cert la viața superioară? Puteți fi pe deplin convinși de acest lucru. Indiferent ce complicații s-ar ivi în experiența voastră concretă, indiferent de dificultățile prin care treceți, de împrejurările în care vă aflați sau de temperamentul specific pe care îl aveți, acești doi pași, făcuți cu hotărâre și continuați fără șovăire, vă vor duce cu siguranță mai devreme sau mai târziu la pășuni verzi și la ape de odihnă ale acestei vieți, ascunse cu Hristos în Dumnezeu. Iar dacă veți lăsa orice altă considerație deoparte și vă veți îndrepta atenția doar asupra acestor două aspecte și vi le veți lămuri și clarifica, creșterea voastră va fi rapidă și sufletul vostru va atinge limanul dorit mult mai repede decât credeți că este posibil.